Camera deputaților a dezbătut luni moțiunea simplă introdusă de PSD împotriva ministrului finanțelor publice, Florin Câțu, pe care îl consideră incapabil să vină cu măsuri de sprijin eficiente pentru economie. În moțiunea intitulată Virusul Câțu a infectat economia națională, cei de la PSD mai susțin, printre altele, că 70% dintre români îl consideră pe ministrul finanțelor un dezastru pentru economie. Printre cei care au dat răspuns semnatarilor moțiunii s-a numărat și deputatul liberal de Hunedoara, Lucian Heiuș, care consideră că PSD a adus țara în dificila situație în care se află. Cei care astăzi semnați moțiunea, ați răsuflat ușurați, știind în ce situație ați lăsat țara. Pentru rigoarea demersului, cei care au elaborat textul ar fi trebuit să dea dovadă de un gram de profesionalism și de onestitate și să scrie în text și următoarele informații. La cât a dus guvernul PSD deficitul bugetar în anul 2019, deși ne aflam într-un context economic favorabil, când țara trebuia pregătită pentru situații dificile? 2. La ce valoare se ridicau plățile neachitate de guvern către mediul privat în toamna lui 2019, și aici mă refer la rambursări de TVA, facturi restrante pentru proiecte de investiții, concedii medicale neplătite de luni de zile? Cât de jos au fost duse cheltuielile cu investițiile în PIB și cum România a ajuns campioana europeană a creșterii prețurilor timp de 3 ani sub guvernările PSD. Lucian Heiuș, care este și liderul liberalilor din județul Hunedoara, i-a acuzat pe semnatarii moțiunii că s-au ascuns pe perioada cea mai acută a crizei economice și sanitare provocată de pandemia de coronavirus. În perioada cea mai grea a crizei sanitare și economice, adică în lunile martie și aprilie, nu mi-aduc aminte să fi auzit vocile vreunuia dintre semnatarii moțiunii de astăzi. Cu toți ați dispărut din peisajul public, știind că situația economică este dificilă, știind ce ați lăsat în urmă și că numai o minune ar putea salva economia de la o cădere economică abruptă. Acum, când guvernul liberal și ministrul finanțelor Florin Câțu au făcut situația relativ gestionabilă, imediat v-a apărut și vocea și îndrăzneala. Deși voi sunteți vinovați pentru că țara a intrat complet nepregătită în această criză. Deputatul PNL de Hunedoara a prezentat și câteva măsuri pe care guvernul le-a luat în această perioadă ca replică la precizarea din moțiune că executivul nu ar fi făcut nimic pentru sprijinirea economiei. Dacă tot spuneți că guvernul nu a făcut nimic, vă rog să întrebați acest lucru pe cei peste 900.000 de angajați care beneficiază de măsura șomajului tehnic. Întrebați pe cele circa 50.000 de întreprinzători care vor primi credite în condiții avantajoase, întrebați pe cei peste 170.000 de români care și-au putut amâna ratele bancare, întrebați pe cei care au beneficiat de măsurile fiscale și de bonificații. Poate aflați de la ei cât de multe minciuni a spus în această moțiune. Heiuș și-a încheiat intervenția cu o remarcă extrem de acidă la adresa socialdemocraților. Am început cu interes și curiozitate să citesc măsurile de relansare economică propusă de Partidul Social Democrat și am sfârșit să le citesc cu tristețe. Las la o parte faptul că nu am găsit fișa financiară să văd cât costă și de unde vor fi finanțate aceste măsuri. Dar m-a frapat cel mai mult fractura în gândirea logică a economiștilor.